Bine ne-am reîntâlnit! În această seară am plăcerea de a vă prezenta o familie frumoasă, o familie în care atât terapia cât și armonia de cuplu își spun cuvântul. Alături de noi se află doamna doctor Mihaela Hanganu. Bună seara! Bine ați venit împreună cu soțul domniei sale, domnul Daniel Hanganu. Bună seara! Sunteți împreună un cuplu frumos care a descoperit o metodă de a ajuta omul. Metoda se numește medicină integrată Science Med, o metodă pe care ați adus-o aici în România, o dezvoltați și chiar și o aplicați. Aș vrea să vă întreb ce presupune această metodă Science Med. Această metodă Science Med este o metodă medicală de avangardă. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că ea realizează o îngemănare între metodele clasice, ca să spunem, metodele medicale clasice și metodele noi, care de fapt sunt străvechi unele dintre ele, dar sunt noi prin faptul că vin cu informații științifice și sunt susținute de știință și de studiile care s-au desfășurat în ultimii ani, astfel încât utilizarea celor două metode, de fapt sunt mai multe metode care realizează această metodă integrativă Science Med, aduce un plus de beneficiu în terapie, în diagnostic și în terapia pacienților noștri. Este vorba despre, ca și metode pe care le implică această metodă integrativă Science Med, de biorezonanță, de electrosomatografie, de homeopatie, terapie florală Bach, gemoterapie, fitoterapie și dietoterapie, pentru că cu toate acestea la oaltă, plus atunci când se impune cu metodele medicale clasice, aducem un plus de eficiență. Pentru că, de fapt, medicina clasică întotdeauna a fost pe poziții de contrare, ca să spunem așa, într-o altă tabără cu celelalte terapii. Lucru care nu a făcut niciodată bine pacienților, în primul rând. Dar au existat întotdeauna minți luminate pe această planetă care au încercat să demonstreze că și acele metode vechi de terapie și unele dintre cele noi, cum este biorezonanța, vin cu avantaje foarte mari și susțin practic terapiile clasice. Deci, biorezonanța reușește să realizeze un diagnostic la nivelul corpului informațional. De asemenea, reușește să realizeze o terapie personalizată pe acest nivel. Electrosomatografia realizează un diagnostic la următorul nivel, al funcției celulare a corpului, acolo unde se petrec primele dezechilibre la nivelul corpului fizic. De asemenea, aici acționăm cu terapie de gen fitoterapie, gemoterapie, terapie florală Bach și, dacă este cazul, cu metode medicale clasice, acolo unde boala este în stadiu foarte, foarte avansat. După care se trece mai departe, dacă este cazul, la diagnosticarea cu metode clasice, pentru că aceste metode de diagnostic pe care noi le aplicăm la niveluri subtile ajută medicul să-și facă o idee de ansamblu asupra stării pacientului la aceste niveluri subtile, care de fapt sunt primele care se îmbolnăvesc. De fapt, ar fi trebuit să încep cu a explica ce înseamnă corpul omenesc. Pentru că suntem obișnuiți din medicina clasică și noi ca medici suntem învățați în facultate și în specialitate să gândim că corpul omenesc este o structură materială și atât. Ne interesează să găsim etichete pe care să le punem pe oameni ca și diagnostice și în cadrul unor scheme terapeutice pe care le aplicăm în toată lumea, să tratăm pe toată lumea la fel cu niște medicamente simptomatice. Lucru care este util în anumite etape de boală, atunci când omul vine în stadii foarte avansate și grave sau în situații acute care pun viața în pericol. Problema apare, de fapt, în momentul în care ne întrebăm ce este, de fapt, boala și ce înseamnă corpul omenesc în realitate. Corpul omenesc, de fapt, și e demonstrat științific în acest moment și începând încă din anii 1910, că, de fapt, corpul omenesc se dezvoltă pe o matrice informațională energetică. Ce înseamnă lucrul acesta? Este un fel de, nu e bine zis hartă, pentru că este cel puțin tridimensională, este o matrice, de fapt, care dirigează dezvoltarea corpului fizic, care dirigează dezvoltarea țesuturilor și a organelor. Deci, această matrice este prima care se îmbolnăvește și ea
este denumită corp informațional energetic sau aură, în termen curent. Această aură, de fapt, se formează prima, înainte de formarea corpului fizic. Ea nu este perfectă când ne naștem, la niciunul dintre noi, dar poate fi perfecționată, pentru că de-a lungul vieții noi ne confruntăm cu tot felul de factori de agresiune din mediul nostru de viață, din mediul nostru intern, din gândurile noastre, din stilul în care ne hrănim și trăim, astfel încât din lumea în care trăim, care este foarte agresivă, și aceste zone slabe la nivel informațional energetic la un moment dat se manifestă inițial sub formă de tulburări funcționale la nivelul funcției celulare, pe care noi o testăm cu electrosomatografia, și ulterior la nivel organic, atunci când putem deja să punem diagnostice, atunci când putem, din punct de vedere al medicinii clasice, să denumim suferința respectivă. Deci, corpul nostru are mai multe niveluri. El este format prin ierarhii, prin sisteme ierarhizate. La nivelul întregului corp, prima și cea mai importantă zonă este acea zonă informațională energetică sau aura. După care urmează al doilea nivel, care se supune, de fapt, informațiilor din aură, acesta fiind cel al funcției celulare, și apoi funcția celulară este cea care dirigează și determină atunci când se dezechilibrează suferințele la nivel macroscopic, la nivel organic, și determină apariția simptomelor. Este foarte important să înțelegem că în momentul în care avem simptome, este de fapt un stadiu tardiv. Nu neapărat tardiv în ceea ce privește pericolul vital, nu neapărat, dar este vorba despre suferință. Și când vorbim despre suferință, ea ne împiedică, fie că este la nivel strict sufletesc sau la nivel fizic, ne împiedică să fim în potențialitatea puterilor noastre, să putem să dăm tot ceea ce putem în viața noastră de zi cu zi, în munca noastră, în activitatea noastră, în relațiile interpersonale. Deci este foarte important ca noi să înțelegem că dacă diagnosticăm și tratăm înainte de a apărea o boală organică, cu atât mai mult putem să ajutăm persoana respectivă. Dar putem să ajutăm oricum, pentru că această asociere a metodelor de diagnostic și de terapie pe care le-am enumerat și o să încercăm să le dezvoltăm pe parcursul emisiunii, aduc multe avantaje. Echilibrează corpul începând de la rădăcina suferințelor, începând de la tulburările informaționale energetice, mergând până la nivelul corpului fizic, la nivelul bolii, așa cum o cunoaștem noi în medicina clasică. Este foarte important să înțelegem că, de fapt, aura sau corpul informațional energetic este și denumită o radiație a sufletului. Este ceva care vine dincolo de partea materială. Este ceva care ne definește. Și dacă acest ceva, care este în foarte strânsă legătură cu partea noastră mental-emoțională, care la rândul ei conduce tot corpul fizic, dacă acest ceva nu reușim să-l echilibrăm, nu vom reuși niciodată să sperăm la vindecare. Deci vindecarea este un cuvânt foarte mare și este un cuvânt care implică foarte mult. Implică și autocunoaștere, de fapt tratamentele noastre ajută ca persoana respectivă să ajungă într-o etapă de introspecție, să-și dea seama unde greșește și ea însă să încerce să corecteze. Pentru că în stare de boală nu mai suntem conștienți de lucrurile acestea. De fapt, boala este un așa numit alt cântec care se exprimă prin personalitatea noastră. Este un fel de personalitate paralelă care preia controlul corpului nostru. Și în felul acesta, noi nu mai suntem noi înșine cu adevărat. Astfel încât, dacă nu reușim să echilibrăm această zonă, nu vom reuși să vindecăm. Și eu cred că metoda noastră aduce mari și mari avantaje. Prin faptul că, în primul rând, diagnostichează din start nivelul energetic, informațional energetic, nivelul celular și nivelul fizic, pe de altă parte pentru că reușește să atingă prin terapie toate aceste niveluri și să le îmbunătățească. Aș vrea să vă întreb cum a apărut această metodă, când a fost ea descoperită, metoda integrativă Science Med. O să încerc să vă răspund eu. Ideea este următoarea. Această medicină integrată Science Med are o istorie destul de recentă. Ea a început sub formă unui program secret în fosta Uniune Sovietică. Acolo tot ce era de avangardă era un program militar secret. A fost studiat aproximativ 20 de ani, deci în perioada 45 până prin 65 a fost program secret. Au reușit să identifice aproximativ 12.000 de frecvențe
ale organelor, organitelor, deci au ajuns foarte în profunzime, după care a fost preluat de către germani. Deci germanii au fost cei care au pus lucrurile la un loc. Deci cu modul lor de organizare german foarte bine gândit, au spus, ok, avem mai multe metode și fiecare metodă în sine are niște rezultate. Haideți să le cuantificăm aceste rezultate și să le punem împreună. Nemții au fost cei care au pus la un loc, să spunem, această medicină alopată cu metodele din zona aceasta medicinei alternative. Și aici vorbim într-adevăr de medicină cuantică, îi spun ei, sau biorezonanță, medicină energetică, vorbim despre electrosomatografie, vorbim despre homeopatie, vorbim despre fitoterapie, vorbim despre gemoterapie, dietoterapie. Ei au ajuns la concluzia că punând aceste metode la un loc, rezultatul obținut este mai bun decât oricare metodă în parte luată separat. Și atunci au gândit această metodă a medicinei integrate ScienceMed ca pe o consultație integrată, în care pacientul este, în momentul în care vine la noi pentru o consultație, el este scanat la toate cele trei niveluri, energetic, celular, organic. Este cea mai precisă și cea mai completă formă de diagnosticare existentă în acest moment pe plan mondial, nu numai în România. Avantajul este că se poate pune un diagnostic foarte precis și se poate gândi după aceea și un tratament personalizat, pentru că marea problemă pe care a semnalat-o și doamna doctor este aceea că medicina alopată merge pe niște protocoale. Cumva ne introduce pe toți la grămadă în niște protocoale. De fapt, în mare parte, mulți dintre medici s-au transformat în niște roboți care aplică niște protocoale standardizate pentru fiecare pacient. Este indiferent de personalitatea lui, indiferent de istoricul pacientului respectiv, este aceeași abordare. Eu am constatat din experiență că această abordare nu dă rezultate. Statisticile oficiale ale OMS-ului spun că vindecarea realizată este în proporție de 37%. Este un procent, nu știu, pentru mine 37% înseamnă foarte puțin. Medicina integrată ScienceMed a reușit să ajungă la 82%, ceea ce este deja, după părerea mea, un salt valoric extraordinar, tocmai datorită faptului că lucrează pe toate cele trei niveluri. Medicina alopată lucrează pe un singur nivel, pe nivelul organic. Neglijează total celelalte două niveluri, celular și energetic. Aș veni să fac o precizare, pentru că la acest moment, deci asta a fost istoria, la acest moment metoda este foarte bine reprezentată în țările cele mai dezvoltate, deci în Statele Unite și Germania și Japonia, ei sunt liderii mondiali pe ceea ce înseamnă cercetare în acest domeniu, pe ceea ce înseamnă extinderea acestei metode. La noi în România metoda integrată ScienceMed este din 2009, există în acest moment un număr de 4 clinici ScienceMed în România, la București, la Buzău, la Timișoara și la Cluj. Noi ne-am dorit să putem să extindem această rețea la nivel național, pentru că dorim să ajungem cât mai aproape de pacienți. Sunt oameni suferinți, oameni care la acest moment, din păcate, trebuie să străbată distanțe mari pentru a ajunge la o clinică ScienceMed, dar asta este ceea ce am reușit să facem până în acest moment. Nu știu, e mult, este puțin. Mai mult, un element pe care aș vrea să-l punctez este această, haideți să spunem, împăcare între medicina alopată oficială și medicina alternativă. Până când se apară medicina integrată ScienceMed, erau două tabere. Deci medicii alopați nu voiau să recunoască sub nicio formă rezultatele medicinei alternative. Cei care erau terapeuți în zona alternativă negau rezultatele din medicina clasică alopată. Medicina integrată ScienceMed a venit cu dovești științifice. De fapt, aici a fost marele câștig al metodei pe plan mondial, faptul că s-a bazat pe știință și pe cercetări științifice. Deci a venit cu probe și a spus, domnilor, uitați, astea sunt rezultatele. Indiferent că voi sunteți din tabăra alopată sau din tabăra medicinei alternative, trebuie să aveți bunul simț să recunoașteți niște rezultate concrete. Și atunci au venit cu aceste studii științifice, au pus pe masă rezultatele a zeci de ani de cercetare și atunci și medicii alopați au trebuit să recunoască eficiența metodei și medicii din zona sau terapeuții din zona alternativă au trebuit să recunoască rezultatele metodei. Deci rezultatul a fost, haideți să spunem, o mare împăcare în acest moment între medicina alopată și medicina alternativă. E adevărat, metoda fiind dezvoltată în țări foarte avansate din punct de vedere tehnologic, s-a impus ca toți cei care lucrează în aceste clinici
să fie medici și asistente medicale acreditați în sistemul de... Este foarte important de precizat acest aspect. Practic, mergi la un profesionist, un om care are deja o cunoaștere în domeniu. Absolut, absolut. Deci, faptul că lucrează profesioniști, medici de medicină integrativă, aici noi avem marea problemă, pentru că în România încă nu există la facultatea de medicină o asemenea specializare. Nu există, așa cum există medicină internă sau există specializări medicale, nu există această specializare de medicină integrativă. Și noi trebuie să formăm și să dezvoltăm medicii, în special veniți din zona homeopatiei. Homeopatia este o specialitate medicală recunoscută în România și atunci toți medicii care lucrează în clinicile noastre sunt medici cu pregătire în domeniul homeopatiei, pentru că a fost punctul de plecare pentru a putea dezvolta această abordare integrativă. Iar rezultatele sunt chiar interesante. Deci noi din 2009 avem un număr de peste 15.000 de pacienți vindecați în România. Deci avem rezultate concrete. Deci nu venim doar cu dorința de a ajuta oameni. Venim cu un istoric și cu rezultate concrete, unele chiar spectaculoase. Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun că România este un lider, poate ar părea ciudat, dar este un lider în domeniul homeopatiei în Europa. De ce? Pentru că noi suntem una dintre puținele țări din Europa unde această este specialitate. Homeopatia este acreditată cu examene, cu cursuri postuniversitare, ca și supra-specializare, de fapt. Homeopatia s-a încercat și cu biorezonanța, deocamdată nu s-a reușit. Sunt totuși cursuri postuniversitare și la noi, deci ceva se mișcă și în domeniul acesta, dar foarte dificil, foarte dificil. Pentru că trebuie niște recunoașteri la un anumit nivel și e mai greu. Dar în România totuși există niște avantaje, pentru că homeopatia este specialitate medicală din 1986. Este mult, adică noi avem medici homeopați, din păcate nu au foarte mult timp să practice mulți dintre ei. Da, iar ceea ce venim noi cu metodele în plus înseamnă un plus de pregătire și un plus de efort, ceea ce este destul de dificil pentru ei. Și apropo de ceea ce spunea soțul meu despre integrarea terapiilor, e foarte important că noi din practică vedem eficiența acestor lucruri. Faptul că la noi, din păcate, ajung pacienți în stadii foarte avansate de boală. Majoritatea. Mai există și oameni care vin profilactic, să vadă care este starea și cam ce organe ar fi la risc de îmbolnăvire, cam ce ar putea face ca să evite sau să întârzie evoluția anumitor suferințe. Cu rol de prevenție. Cu rol de prevenție, ceea ce ar fi de dorit. Dar majoritatea vin la noi după ce au trecut prin multe clinici, prin multe terapii, vin cu foarte multe medicamente. Sigur că este foarte dificil să conduci tratamentul unei astfel de persoane, pentru că noi încercăm să personalizăm tratamentul. Și personalizarea înseamnă să știți inclusiv la nivelul terapiei medicale clasice. Și noi trebuie să alegem din 15 medicamente sau 20 de medicamente cu care vine pacientul, pe acelea care se potrivesc cel mai bine. Lucrul ăsta reușim să-l facem în timp atunci când reușim să echilibrăm câmpul informațional și funcția celulară. Și e foarte interesant de văzut cum în timp corpul fizic devine mai receptiv, răspunde mai bine la doze mai mici de medicamente de sinteză și la număr mai mic de medicamente de sinteză. Este extraordinar. Acolo unde este absolut necesar și boală organică, nu putem să scoatem de tot terapia și tocmai aici vorbeam de avantajele asocierii metodelor. Foarte important și rezultatele minunate. Sunt și situații în care, dacă nu sunt leziuni organice definitive, reușim în timp, bineînțeles într-un timp suficient de lung, să scoatem medicamentul alopat. Este ceea ce ne dorim. Dar acolo unde este neapărat necesar și unde se impune, vom păstra și ceva din medicamentul alopat, dar vom observa că nu mai este nevoie de 15 medicamente, de 20 de medicamente. Gândiți-vă o terapie cronică cu atâtea substanțe de sinteză, ce înseamnă pentru pacient. O viață întreagă. Înseamnă crearea unor boli artificiale pe lângă predispoziția de boală cu care pacientul deja se născuse. Deci e foarte, foarte important. Iar terapiile noastre abordează și cauzal. Este foarte important, pentru că noi cu aparatul de biorezonanță reușim să punem în evidență și factori care au intervenit. Asta e foarte important, pentru că putem vedea dacă există poluare electromagnetică, la care ne expunem foarte mult cu toții în zilele noastre, dar unii dintre noi avem o receptivitate mai mare, pentru că ăsta este unul din elementele de bază a ceea ce facem noi. Individualizarea tratamentului înseamnă și cât de receptiv este corpul respectiv la diferiți factori de mediu, factori de alimentație. Nu suntem toți la fel construiți.
Suntem unici, suntem individuali și practic noi reușim cu aparatul de biorezonanță să vedem. Avem poluare electromagnetică, avem geopatogenitate, deci influențele telurice, energetice care sunt negative la anumite persoane, avem anumite parazitări, deci paraziți, bacterii, virusuri care creează disconfort, care creează baraje în vindecare. Avem o tulburare la nivelul metabolismului general, care creează tulburare și blochează vindecarea, e foarte important și putem acționa cu terapia țintit. Asta este foarte important. Deci pe lângă faptul că căutăm acel medicament homeopatic, acea combinație de terapie florală Bach, care se potrivește personalității individului la toate nivelurile lui, putem să acționăm țintit prin terapia de biorezonanță pe acești factori cauzali, pe organele care suferă în mod special, pe diagnostice dacă avem deja o boală în stadiu foarte avansat. Este extraordinar și putem testa, asta este iarăși un mare avantaj al metodei noastre, putem testa ceea ce gândim noi ca medici. Deci noi stăm lângă pacient o oră și jumătate în care discutăm, ținem consultația homeopatică, facem testarea electrosomatografică, facem testarea de biorezonanță, iar în timpul testării de biorezonanță noi testăm pe aparat ceea ce am gândit noi cu mintea noastră de medici, ceea ce ne spune clinica. Din punct de vedere clinic, gândim un anumit medicament homeopatic, îl testăm pe aparatul de biorezonanță, gândim că anumite terapie florală, Bach, combinații ar fi potrivite, testăm pe aparatul de biorezonanță care are și programele respective pentru a ne verifica. Ne gândim la o anumită combinație de fitoterapice, testăm. Ne gândim la un anumit medicament alopat, testăm pe aparatul de biorezonanță, pentru că el ce face? Ne arată compatibilitatea între informația corpului și informația acelei substanțe sau acelui medicament informațional pe care îl administrăm. Lucru foarte important. Iar în final, pacientul vede și cu ochii lui, pentru că se administrează medicamentul homeopatic în cabinet, care acționează instantaneu în contact cu mucoasa lingoală. Și în câteva minute repetăm electrosomatografia și pe electrosomatografie, la nivelul funcției celulare, vom vedea niște modificări, care de fapt modificări reprezintă răspunsul corpului și al forței vitale care circulă pe meridianele de acupunctură și prin aura noastră la stimulul pe care noi l-am administrat. Și în felul acela avem și noi o confirmare ca specialiști că am gândit corect, au și pacienții un plus de încredere că iată, ceea ce am luat începe să acționeze. Și asta îmbunătățește complianța. Pentru că, adică, complianța înseamnă că pacientul va urma acel tratament chiar dacă el impune o perioadă lungă de tratament. Pentru că, așa cum vă spuneam, noi ne îmbolnăvim în zeci de ani. Nu suntem perfecți nici când ne naștem, nici la nivel de cod genetic, nici la nivel de aură. Iar îmbolnăvirea apare târziu, după ani și ani de dezechilibre pe care noi nu le percepem inițial, pentru că organismul nostru e pregătit de la mama natură să reziste și să aibă niște mecanisme de contrabalansare a dezechilibrelor, ne expunem la geopatogenitate, la factori de poluare electromagnetică, la frig, la cald, la radiație cosmică. Intervin la nivel celular niște mecanisme de feedback, adaptare. De adaptare, care sunt necesare, fără ele n-am putea trăi. Problema este că aceste mecanisme ne ajută pe moment, ne ajută să supraviețuim, să ne menținem o stare aparentă de sănătate. Dar dacă suntem expuși în mod repetat, sau organismul nostru este prea receptiv la anumiți factori, aceste mecanisme se perpetuează perioade lungi de timp și ele pot deveni ele însele nocive și creează dezechilibre constante la nivelul funcției celulare. Noi le vedem prin urmărire electrosomatografică în timp. Și în momentul acela ne temem, chiar dacă pacientul nu are încă simptomatologie, că va apărea ceva. Și chiar în acel moment noi suntem obligați, fiind și medici, că de aceea e foarte important să fim medici, pentru că gândim cazul în ansamblu și punem cap la cap toate informațiile, să orientăm anumite investigații care să ne ducă la un diagnostic mai rapid, dacă cumva un organ este deja lezat și omul nu simte. Pentru că e foarte important, dacă te refer la tratamentul unei suferințe doar la nivel informațional energetic, doar la nivel informațional energetic și la nivel funcțional de funcție celulară, sau deja ai și leziune organică. E altceva din punct de vedere al gândirii medicale. Și atunci este foarte important că poți să apelezi și electrosomatografia ne ajută să alegem și anumite medicamente și pe criterii fiziopatologice. Lucru foarte important în medicină. Analiza de sânge e una, electrosomatografia se modifică înainte.
putem să avem analize perfecte, putem avea investigațiile imagistice foarte bune. Și cu toate acestea, să vedem că la nivelul funcției celulare și cu certitudine la nivel informațional energetic există dezechilibre. Trăim acum un moment extraordinar, acela de a ne readuce de aminte de toate acele metode străvechi și le adaptăm contextului actual. Aș vrea să discutăm în continuare pe tema acestei metode integrative și după o scurtă pauză. Revenim și discutam despre armonizarea corpului cu tot ceea ce Dumnezeu a creat și ne-a lăsat la îndemână, în primul rând metodele naturale, firești, prin care corpul nostru se poate reechilibra și în același timp vindeca. Aș vrea să vă las pe dumneavoastră să ne detaliați metoda aceasta integrativă, cum vine în întâmpinarea păstrării sănătății omului. Aș începe de la un lucru foarte simplu. De fapt, care este definiția stării de sănătate? Starea de sănătate este o stare de echilibru. Este o stare de echilibru perfect la nivel energetic, celular și organic. În momentul în care apare un dezechilibru, acest dezechilibru apare prima dată la nivelul energetic. Deci noi începem să ne îmbolnăvim prima dată la nivelul energetic. După aceea, în timp, apare o afectare la nivel celular, iar în ultima etapă, de fapt etapa cea mai avansată a bolii, apare o afecțiune la nivelul organic. Medicina integrată Science Med are foarte marele avantaj că vine și investigează toate cele trei niveluri. Și nivelul energetic, și nivelul celular, și nivelul organic. Și nu numai că le investigează, dar vine și cu terapie pe fiecare dintre aceste trei niveluri. Din acest motiv, rezultatele sunt foarte spectaculoase, pentru că acționăm la toate cele trei niveluri. Legat de această metodă de vindecare, am avut studii, pentru că, așa cum vă spuneam, medicina integrată Science Med se bazează foarte mult pe știință și pe studii științifice. Acesta este trendul la nivel mondial. Deci, ultimele rezultate foarte interesante, aici a fost o contribuție proprie și a României, deși noi suntem poate cea mai mică țară pe harta lumii cu medicina integrată Science Med, dar am avut un studiu foarte interesant legat de vindecare. Am avut un număr de pacienți pentru care s-a dorit obținerea vindecării fără niciun alt fel de tratament decât prin reechilibrare energetică. Deci acești pacienți nu au mai înghițit niciun fel de alte pastile, nu au urmat niciun alt tip de tratament, doar au făcut ședințe de reechilibrare energetică. Aceste ședințe se fac în clinicile noastre și durează o oră, o asemenea ședință de reechilibrare energetică, și constă în reechilibrare foarte precisă cu ajutorul aparatului de biorezonanță sau medicină cuantică, unde se văd punctual toate dezechilibrele, deci sunt niște frecvențe pe care sunt dezechilibrele și se vine și se reechilibrează fiecare frecvență în parte, se folosește un aparat de lumină pulsată, unde se face o reechilibrare generală la nivelul principalul meridian energetic ale corpului și este o meloterapie sau neurorezonanță, unde se urmărește de asemenea o reechilibrare la nivel energetic, în special la nivel psihic, la nivelul minții pacientului. După un număr de ședințe, în aproximativ o lună și jumătate, s-a reușit să obțină vindecare la pacienți cu afecțiuni grave. Deci nu vorbim de pacienți care au răcit. Sigur, are o eficiență foarte bună și pe răceli. Dar vorbim de pacienți cu boli foarte grave, boli deja cronice de 10-15 ani și rezultatele au fost extraordinare. Studiile au fost prezentate în străinătate și oamenii de acolo au fost foarte interesați de această integrare a celor trei metode energetice. Deci toate cele trei metode sunt metode energetice. Și medicina cuantică, și lumina pulsată, și meloterapia acționează tot la nivel energetic, iar rezultatele au fost extraordinare. Și în acest moment, pacienții noștri, o să încerc să vă spun câteva cuvinte cum se desfășoară o asemenea ședință la o clinică de medicină integrată Science Med. Deci în momentul în care vine pacientul, el este scanat timp de 2 ore și jumătate. Atâta durează o ședință inițială de evaluare a pacientului. În aceste 2 ore și jumătate, el este scanat pe toate nivelurile energetice și se văd acele niveluri unde sunt dezechilibre, este scanat la nivel celular cu ajutorul electrosomatografiei, se face un consult homeopatic. Este foarte important consultul homeopatic.
După ce se face această parte de consult, se stabilește cel mai precis diagnostic posibil din România în acest moment. Se diagnostichează la nivel energetic, celular și organic. După care medicul gândește o schemă de tratament pentru pacientul respectiv. Pentru pacientul respectiv, într-o schemă de tratament pot intra produse fitoterapice, remediu homeopatic, pot intra produse de medicină alopată, exact cum spunea doamna doctor. Nu putem, în special la bolnavii cronici, să reducem dintr-o dată doza de medicament chimic alopat, o reducem treptat după ce organismul începe să reechilibreze pas cu pas, să scad dozele și să renunță ulterior de tot la ele, dar nu se poate face acest lucru imediat. Și e bine că supravegheați întregul proces. Absolut. Adică nu este. Deci acest proces este personalizat pentru fiecare pacient. În momentul în care medicul a gândit o anumită schemă de tratament, el o testează pe loc. Asta e un mare avantaj. Deci nu funcționează pe o metodă empirică unde îi dai pacientului un tratament și vezi după 3 luni sau după 3 săptămâni dacă acel tratament a avut sau nu o eficiență. Noi vedem pe loc, folosind aparatele de medicină cuantică și electrosomatografie, dacă tratamentul personalizat pe care îl gândește medicul pentru pacient are efect pozitiv pentru pacientul respectiv. Și în momentul în care se stabilește această schemă de tratament și un pacient pleacă de la noi din clinică cu un anumit tratament, el trebuie să fie convins și noi suntem convinși că este ceea ce îi trebuie. Este tratamentul personalizat pentru el și va da rezultatele cele mai bune. Totodată sunt foarte utile aceste ședințe de armonizare. Deci noi recomandăm întotdeauna pacienților minim două ședințe pe săptămână. Repet, durează o oră o asemenea ședință de armonizare energetică. Rezultatele sunt cu totul și cu totul spectaculoase. Deci sunt potențate foarte mult pentru că această reechilibrare energetică, așa cum vă spuneam, nu face altceva decât să readucă starea de echilibru. Și, în general, starea aceasta de echilibru definește starea de sănătate și de vindecare. De fapt, asta este vindecarea, în momentul în care un organism dezechilibrat reușești să-l reechilibrezi. Și rezultatele au fost cu totul și cu totul interesante pentru că, v-am spus, acest studiu a demonstrat că doar, e adevărat că pacienții care făceau care au fost în acest studiu, făceau un număr mai mare de ședințe de armonizare săptămânal, deci făceau 3 ședințe de armonizare săptămânal, dar fără să ia niciun alt fel de tratament s-au vindecat. Pentru noi a fost un semnal foarte interesant și o să vă mai dau un exemplu de ceea ce înseamnă studii științifice. În urmă cu aproximativ 6 luni, un animal clinic din Statele Unite, înțeleg că nu am voie să-i dau numele, a făcut publice rezultatele pe ceea ce înseamnă regenerare celulară. Se știe că un rezultat al bolii este distrugerea la nivel celular. Deci sunt distruse celulele sănătoase înlocuite cu celule bolnave. Se pune problema cum să poată fi refăcute sau refăcută matricea inițială de celule sănătoase a organismului. Rezultatele au fost cu totul și totul spectaculoase. E adevărat, această regenerare apare în general cam după tratamente de 3-6 luni. Nu apare foarte repede. Dar s-a reușit fără celule stem sau altfel de factori externi organismului, să spunem, să se regenereze zone întregi cu celule sănătoase, unde erau deja celule distruse. Deci rezultatele, cel puțin pentru viitorul medicinei, eu le văd foarte spectaculoase, faptul că se reușește regenerarea la nivel celular, folosind doar aceste metode blânde. Sunt metode nedistructive. Deci, de fapt, medicina integrată Science Med și aici a preluat, să spunem, filozofia din medicina alternativă, este o metodă nedistructivă, o metodă blândă, neinvazivă. Sigur. Și în diagnostic și în terapie. Pentru că în diagnostic pacientul practic stă conectat la niște electrozi, nu face altceva. Deci nu este dureros, nu e cu înțepături, nu e cu ace, nu e cu nimic de genul ăsta. După care, de asemenea, stă într-o stare de relaxare, conectat la niște electrozi, de cele mai multe ori întins pe pat, dacă nu se face și o explicație în momentul respectiv, dar la terapie așa se face, întins pe pat într-o stare de relaxare și primește această terapie de reechilibrare. E foarte importantă frecvența acestor terapii de reechilibrare. De ce? Pentru că aparatul ăsta vine cu o terapie, îi zic eu, poate nu e cel mai bun cuvânt, de șoc, adică o terapie foarte puternică. Stimulează foarte puternic procesele de autovindecare. Deci noi trebuie să înțelegem că nimeni nu vindecă corpul. Corpul se vindecă el însuși. Cu condiția să-i fie dați niște stimuli corecți.
Și noi asta facem. Dăm niște stimuli de natură informațională energetică în primul și în primul rând, după aceea și stimuli ceilalți ai plantelor și ce mai folosim, dar și aceea vin cu informație și cu energie în primul și în primul rând. Încercăm să reînvățăm corpul la nivel de matrice informațională să funcționeze corect. Pentru că s-a demonstrat științific că funcțiile celulare se petrec datorită câmpurilor. Deci inclusiv Fritz Albert Popp, care este un mare biofizician al lumii, german, care a pus și bazele Institutului de Biofizică de la Iași, să știți, a venit cu niște descoperiri foarte interesante și el a arătat, și nu e singurul care a arătat asta, primul a arătat Gurvitz cu foarte mulți ani în urmă, că de fapt există o radiație, există niște câmpuri, există niște emisii fotonice coerente de tip laser prin care celulele noastre comunică. Altfel nu ar fi posibilă reacțiile acelea, zeci de mii de reacții biochimice pe secundă care se petrec la nivel celular în corpul nostru. Ei, noi asta facem. De fapt, restructurăm această comunicare intercelulară la nivel informațional, la nivel de câmpuri, cu aparatul de biorezonanță țintit pe zonele cele mai dezechilibrate. Și cu cât aceste ședințe sunt mai frecvente, sigur, asta depinde și de gradul de dezechilibru pe care noi îl găsim la determinare și de gradul de evoluție al bolii în momentul în care pacientul vine la noi, e bine să fie făcute cât mai des. Între aceste ședințe, pacientul primește acasă, pe lângă terapia informațională cu remediu homeopatic personalizat, cu terapie florală Bach, cu fitoterapie sau ce considerăm că e necesar în momentul respectiv acelui pacient, primește niște tabletele pe care le personalizăm pe aparatul de biorezonanță însuși. Tot o terapie informațională, nu este un remediu homeopatic, dar seamănă cu medicamentul homeopatic, pentru că, de fapt, acele tabletele conțin informația și energia pe care corpul le are dezechilibrate. Deci ele se transferă prin programele aparatului direct pe tabletele de lactoză și se administrează ca și un medicament homeopatic între ședințele de echilibrare pentru menținerea efectului acelor ședințe foarte puternice. Deci cu cât repetăm lecția, cu atât corpul învață mai repede și mai bine să funcționeze coerent. Să înțeleg că aceste tablete practic sunt suport pentru suport de transmitere al informației. Exact. Se memorează pe aceste pastile frecvențele care erau dezechilibrate. Cele dezechilibrate se duc țintit pe câmpurile dezechilibrate. Ele sunt niște frecvențe, pattern-uri frecvențiale, exact, care sunt și sunt acele frecvențe dezechilibrate și pe acele pastile sunt introduse informațiile pentru reechilibrarea acelor frecvențe. Și pacientul ia acele tablete acasă și sunt foarte lactoză, niște bombonele așa. E dulce, ca și medicamentul homeopatic, exact. Deci n-au niciun gust rău. Și nu pot face rău. Asta este mare, mare avantaj. Aceste metode nu pot crea disconfort pentru că ele nu sunt toxice. Noi lucrăm cu informație și energie, nu lucrăm cu cantități de medicamente străine organismului, cum facem în medicina clasică. Repet, nu o dăm la o parte, dar ea trebuie să fie ultima soluție atunci când trebuie de și un ea. Impuls prea puternic. Când dezechilibrele acelea la nivelul factorilor de autoreglare sunt foarte, foarte mari. Și atunci când avem deja leziune în țesut, leziune care împiedică ca organismul să mai poată să se autoregleze. Și atunci e nevoie și de acel stimul. Dar atenție, nu în cantități mari, nu un număr mare, și asta încercăm noi să facem la pacienții care vin în faze foarte avansate. Deci, practic, este o metodă prin care aduci armonia naturii în organismul tău și te reechilibrezi cu toate elementele necesare vieții aici, așa cum a fost configurat pământul. Practic cu toate elementele lui. Vorbim aici de homeopatie, vorbim de esențe florale Bach, vorbim de fitoterapie, adică sunt metode care presupun lucru cu elementele existente în sistemul acesta al desfășurării vieții pe pământ. Sigur că da, și trebuie să nu uităm că noi trăim în acest univers și rezonăm cu el. În medicina clasică nu se ține cont de lucrul acesta. Deci rezonăm și în permanență. Deci nu suntem excluși sau specie separată mediului. Nu putem fi excluși. Aura noastră, câmpul nostru informațional, atât de complicat și complex, că dacă aș vorbi numai despre el, mi-ar lua o lună. Deci el este ca un fel de platoșă de apărare, pe de o parte, față de agresiunile exterioare sau interioare,
că există și așa ceva, dar reprezintă și o interfață de schimb între noi și univers. Deci noi primim informația prin această structură holografică complexă și ea este trimisă în corp prin căi energoinformaționale, care sunt demonstrate și super studiate și la noi în țară, meridianele de acupunctură. Din păcate, noi oamenii nu avem niște organe de simț să putem vedea această energie sau să o simțim, să o punem în evidență avem, în un fel. Avem, dar nu sunt perceptibile. Okay, nu, deci și nu de toată lumea, sperăm să ne dezvoltăm și această abilitate de a vedea. Pentru că, la un moment dat, chiar am avut pacienți care spuneau, dom'le, bun, eu vin, dar nu văd nimic. Păi nu ai ce să vezi, pentru că și de nu fapt... nu simt nimic în momentul ăsta, dar ce vezi, șoc electric? Ceea ce primești tu este informație, este energie pe care nu ai cum să o percepi. Noi nu niște organe de simț. Sigur, aparatele pe care le avem noi acum au această capacitate de a pune în evidență și studiile științifice pe așa ceva se bazează. Da? Deci aceste câmpuri sunt puse în evidență pe cale științifică. Ele există cu certitudine. Deci chiar dacă noi nu le vedem cu organele noastre de simț, ele cu ajutorul aparatelor se pun în evidență. Deci sunt dovești științifice că ele există. Pentru că sunt oameni care ne spun, ok, de eu când mă uit la noastră nu vă văd decât corpul fizic, material, nu vă văd niciun fel de aură energetică în jurul corpului. Așa este. Nu avem aceste organe de simț, dar asta nu înseamnă că acea informație nu există acolo, acea energie nu există acolo. Dar cu toții avem percepții. Unii oameni ne plac, unii nu ne plac și nu știm de ce. Nu ne-am pus întrebarea de ce și cum simțim lucrurile astea? De fapt, structura noastră simte, merge la un pe nivel o anumit... subconștient. Subconștient. Subtil. Și simți când ceva este benefic pentru tine, plăcut. Sigur. Sau, din contră, ai acel sentiment de respingere. Și chiar vă mulțumesc că mi-ați adus așa un pic un argument și din punct de vedere științific, prin călătorile inițiatice pe care le fac în câmpuri informaționale, astfel se explică de ce apar acele stări de bine, că practic în câmpul respectiv energia însă și informația nu se vede, clar, cu toții știm, nu e ceva palpabil sau cel puțin nu pentru toată lumea. Sunt persoane care au dezvoltat anumite abilități și o pot percepe într-un anumit fel. Și în al doilea rând, faptul că însă știința a adus ca pe un suport fizic, material, să existe, să se demonstreze că acel suport fizic este informatizat, deci este suport pentru o informație. Asta explică de ce în anumite locuri informația impregnată în zidul unei cetăți, într-o construcție, chiar însă și într-un spațiu cum ar fi o peșteră și ceva natural, care el însuși emană informația celor care au trecut pe acolo, care prin câmpul lor au influențat acea structură, ea rămâne impregnată. Astfel se explică de ce vorbeam mai de mult de acea citire a informațiilor din locurile acestea, cum le numesc eu, de lumină încărcate energetic și informațional. Revenind un pic la această metodă, este important că partea științifică dă mâna în sfârșit cu partea tradițională, să spunem așa, veche, antică, cunoscută din cele mai vechi timpuri. Este important acest pas pe care l-a făcut medicina. Contează foarte mult, în primul rând, mentalitatea. De aceea spuneați că probabil este surprinzător. De fapt, România este o țară mică, dar în schimb, aici locuitorii sunt mult mai deschiși. Mentalitatea este alta. Important este să ajungem cu această deschidere către partea aceasta alternativă la un forum mult mai înalt, să spunem așa, acolo de unde se pot lua decizii, unde se hotărăsc implementarea acestor metode pe o scară mult mai largă. Da? Avem deja în Academia Română o reprezentanți care se ocupă de aceste terapii și care susțin terapiile acestea. Sigur, sunt tot medici, bineînțeles, sunt în Academia Română și este îmbucurător să vedem la congresele noastre, chiar peste o lună o să avem un congres mare în România de terapii complementare și internațional, acest congres unde vom prezenta și noi lucrare cam fiecare an. Sunt oameni din partea aceasta a medicinii clasice, sunt academicieni din zona clasică, inclusiv chirurgi, care au deschis foarte mult mintea. Este mare lucru. Inclusiv la Fundeni, în momentul acesta, se desfășoară un studiu, e timid, dar e un studiu totuși, cu efectele medicamentului homeopatic post
post-chirurgical. E chiar această surpriză plăcută, am avut-o și eu când am mers relativ recent copiii la medicul de familie și mi-a recomandat tratament homeopat. Deci sunt medici care deja încep să fie deschiși la aceste metode. Da. E bine când prin ceea ce faceți, prin această metodă integrată Science Med, se reușește reuniunea tuturor, înglobarea tuturor metodelor asupra unei persoane, unui pacient. E foarte important. Sigur, e foarte important să informăm medici în primul rând și de la medici și pacienți. Dar nu vorbim mai de medici. Știți ce se întâmplă? Noi furnizăm informații și rezultate științifice. Astea, rezultatele științifice sunt reproductibile, da? Deci faptul că eu am obținut un rezultat pe un pacient, îl pot obține și pe al doilea și pe al treilea și pe al 100-lea pacient, da? În momentul în care eu vin cu asemenea rezultate reproductibile, în general oamenii, să știți că nu sunt de rea credință. Oamenii nu sunt informați, nu au aceste cunoștințe. Dacă le dai aceste informații și aceste dovezi științifice, să știți că foarte mulți medici vin către metoda noastră și ne-am trezit cu aprecieri din zone unde nu ne așteptam. Exact ce spune și doamna doctor, din zona academică, unde teoretic sunt oameni care au o vastă experiență, au foarte mulți ani de medicină alopată în spate și care până acum nu au îmbrățișat această medicină alternativă. Vă spuneam că există în acest moment niște clinici în România, la București, la Buzău, la Cluj, la Timișoara. Am avut foarte plăcută surpriză să găsim un mare interes în aceste localități și medici foarte dornici să învețe și asistente medicale foarte dornice, pentru că e clar că și asistentele necesită o pregătire specială pentru a putea lucra într-o clinică de medicină integrată Science Med, și noi suntem foarte optimiști că viitorul acesta este, de fapt este medicina viitorului, este medicina care are rezultate, e o metodă mult mai ieftină decât sutele de miliarde de dolari care se cheltuie la acest moment pe plan mondial în medicina, să spunem, clasică alopată. Deci dacă, nu vreau să dau niște cifre, dar dacă în general costurile pentru un pacient sunt undeva în jur de 3.000 de dolari, vorbim de date statistice, costurile pentru a vindeca un pacient folosind medicină integrată Science Med sunt undeva la vreo 300 de euro. Adică sunt niște costuri probabil de 10 ori mai mici, ceea ce înseamnă că se reduce și povara care apasă pe urmerii noștri ai tuturor, că toți contribuim la acest asigurări de sănătate. Din păcate, aici avem încă o problemă, nu este recunoscută în România de către Casa de Asigurări de Sănătate medicina integrată Science Med și în acest motiv nu poate fi deductibilă prin asigurările de sănătate. Din păcate, pacientul trebuie să plătească să-și suporte toate costurile. Dar în Germania, spre exemplu, deja s-a reușit. Domnul profesor Ionescu, John Ionescu, a reușit în Germania să implementeze și să fie recunoscut de Casa de Asigurări de Sănătate medicina integrată Science Med. În Statele Unite ușor vine către România. În Statele Unite s-a reușit acest lucru. În Japonia s-a reușit acest lucru. Probabil într-un viitor, nu știu cât de apropiat sau îndepărtat, vom reuși și în România să facem acest lucru. Eu cred, sunt optimistă, pentru că deja mulți dintre semenii noștri au conștientizat deja că de fapt lipsa de informare, de cunoaștere, este cea care te limitează și îți creează acea barieră generată de frică, această emoție destructivă. Pe măsură ce cunoști, deja te relaxezi. Când te informezi, când observi că ai atâtea posibilități de a alege calea pe care ți-o dorești, da? Practic, necunoașterea a fost foarte mult cultivată în urmă cu ceva ani și s-a oprit accesul la informație, tocmai pentru a rămâne omul limitat și dependent de aceste metode, să zicem, clasice, mergând pe premiza că, domne, lucrul cunoscut, poteca cunoscută e cea mai sigură. Iată că totul evoluează, e firesc, cu toții evoluăm. La un moment dat și la nivel științific am ajuns deja la o abordare cuantică a fizicii, deja sunt foarte multe argumente care vin să demonstreze că ceea ce a fost valabil, sau să spunem, omenirea a putut să înțeleagă prin prisma nivelului ei de dezvoltare la un anumit moment, deja s-a ajuns la o altă etapă. Este firesc și noi ca ființe să evoluăm. Aș vrea să discutăm despre această metodă și după o scurtă pauză.
Revenim și cum scopul emisiunii acestea e în primul rând de a informa, de a aduce cunoașterea în casele dumneavoastră și în sufletele dumneavoastră, discutăm cu invitații mei despre fizica cuantică, despre medicina cuantică, este o altă perspectivă a tot ceea ce există, o perspectivă, să spunem, evoluată în comparație cu ce a fost până în prezent și aș vrea să-mi spuneți ce presupune această medicină cuantică. Haideți să detaliem ce înseamnă ea, ce presupune. Bun, deci vorbim despre fizica cuantică. Ea stă la baza universului, de fapt. Fizicienii și matematicienii de avangardă asta ne spun, că universul este bazat pe particule sau unde, există această dualitate, de natură imaterială până la urmă, pe unde nu putem să punem mâna. În momentul în care suntem atenți la un lucru sau ne gândim la ceva, acel ceva se poate materializa. Deci din ceva imaterial poate deveni ceva material. Deci asta înseamnă colapsarea funcției de undă. Ce înseamnă asta? Se aplică și la nivelul corpului omenesc, pentru că noi facem parte din acest univers. Din acest sau multele universuri care există. Pentru că fizica și matematica vorbesc despre mai multe niveluri ale existenței. Ceva care vine în întâmpinarea cunoștințelor străvechi. Avem mai multe niveluri de experiență, mai multe niveluri avem și în corpul informațional. Deci corpul nostru informațional este o structură foarte complicată, formată din câmpuri și unde. La un moment dat, ceea ce se întâmplă acolo se colapsează sau devine de natură materială. Astfel se formează și corpul nostru, de fapt. Dar ce este mai important este că această informație, fie că este bună, fie că este rea, ea se poate materializa în corpul nostru fizic. De aceea este foarte important să înțelegem că boala înseamnă altceva. Înseamnă, de fapt, tulburarea informației și energiei, pe când sănătatea înseamnă o stare de bine și de echilibru și de informație pozitivă pe care corpul nostru fizic o primește de la nivelul câmpului informațional. Deci, medicina cuantică acționează la acest nivel. Și, de fapt, ea ce face? Face ceva foarte științific. Noi ce testăm, de fapt, cu aparatele noastre la nivel cuantic? Testăm ceva ce din punct de vedere fizic este înțeles de foarte mult timp. Niște câmpuri pe care corpul nostru le creează ca expresie indirectă a informației și energiei pe care corpul nostru o primește de la nivelul universului prin intermediul aurei. Deci în aură, în corpul informațional energetic, noi avem câmpuri care înseamnă de fapt informație și pe care noi le primim la nivelul corpului fizic, la nivel celular, prin anumite structuri în ghilimele. Ele nu sunt materiale, sunt tot câmpuri. Sunt acei transformatori de energie pe care îi denumim cu o denumire străveche chakra și avem meridianele energetice pe unde această informație se transmite la nivelul corpului nostru. E, în urma acestei informații pe care corpul o primește prin aceste structuri în ghilimele, el începe să reacționeze și să funcționeze. Dacă această informație este echilibrată și bună, el va reacționa echilibrat. Dacă nu, el va încerca să se adapteze, iar această adaptare poate la un moment dat să creeze disfuncții, așa cum spuneam mai devreme. Deci noi testăm niște câmpuri electromagnetice, de fapt. Și aceste câmpuri electromagnetice trebuie să aibă, din punct de vedere fizic, niște calități pentru a fi echilibrate și armonice. Atenție, noi echilibrăm și noi în aură avem câmpuri armonice. Ce înseamnă asta? Și aparatele noastre de medicină cuantică lucrează cu câmpuri armonice și cu unde armonice. Sunt undele naturale, sunt undele naturii. Pe când aparatura electronică lucrează cu alte forme de undă. Mă opresc aici cu partea artificială aici și altă formă. Dacă nu echilibrăm aceste câmpuri, corpul nostru nu va putea funcționa corect. Deci liniile de forță ale câmpurilor noi le echilibrăm cu medicina cuantică. E foarte simplu și foarte de înțeles. Astfel încât celulele vor începe să funcționeze mai coerent și mai corect. Deci, cer scuze, vreau și eu să fac două precizări. De la Einstein încoace s-a demonstrat faptul că materia este o formă de energie concentrată. De fapt, în univers există doar energie. Materia, repet, este o formă concentrată de energie. De fapt, medicina cuantică, cu ajutorul aparatului de medicină cuantică, a identificat un număr, la acest moment sunt aproape 25.000 de frecvențe, proprii organismului. Deci s-a ajuns să poată fi identificată frecvență la nivel celular, la nivel de ADN celular. Deci s-a ajuns la un nivel foarte profund. Și aparatul acesta de medicină cuantică ia și scanează aceste frecvențe ale organismului. Acolo unde găsește dezechilibru,
se memorează și spune aici aveți o problemă pe această frecvență. Merge mai departe, găsește altă frecvență. La sfârșitul acestei investigații rezultă o listă de frecvențe cu probleme, cu dezechilibre. Iar după aceea ședințele de armonizare vin și reechilibrează punctual aceste frecvențe. Frecvențele astea sunt unde, de fapt? Sigur. Și generează câmpuri. Sigur. Deci dar frecvențele astea sunt niște câmpuri. Din punct de vedere tehnic, ele sunt niște frecvențe care sunt memorate și aceste frecvențe se folosesc în, pe de o parte, se impregnează pe acele pastile pe care le ia pacientul acasă pentru reechilibrare energetică și sunt folosite împreună cu celelalte metode care vă spuneam de lumină pulsată și de meloterapie în ședințele de armonizare energetică. Din acest motiv este foarte eficientă metoda pentru că este foarte precisă. Deci ajunge exact la nivelul cel mai profund, deci nu face doar o reechilibrare, să spunem așa, la modul general. Este o reechilibrare foarte precisă. Deci exact frecvența care este cu probleme este reechilibrată. Și lucrul ăsta îl vedem după aceea la nivelul funcției celulare, că și dacă repetăm electrosomatografia, după ședința de echilibrare energetică vom vedea niște modificări. Modificări care înseamnă că de fapt aparatul reglând sau începând să regleze câmpurile, că ele nu se reglează imediat, de aceea și trebuie repetiție, se stimulează acel ceva care înseamnă vindecarea, mecanismele de vindecare și puterea naturală de vindecare a corpului, pe care noi o apreciem în mod indirect cu electrosomatografia. La nivelul funcției celulare, de fapt, noi apreciem prin parametrii de acolo care este capacitatea mecanismelor de autoapărare și de autoreglare ale corpului, cât de eficiente sunt, dacă sunt depășite, dacă sunt scăzute și ce putem face ca să le aducem la un nivel de echilibru. Pentru că aparatul electrosomatografic, care testează de data asta corpul fizic, dar este în strânsă legătură funcția celulară cu partea cealaltă informațională energetică, deci testează corpul fizic, dar unde? La un nivel pe care celelalte metode ale medicinii clasice nu-l ating. Adică metodele obișnuite testează plasma sângelui, testează imagistic, văd cum arată organele anatomic, pe când aici venim undeva mai devreme. Venim mai devreme de declanșarea acestor tulburări. Pentru că primele tulburări la nivel de corp fizic sunt în spațiu intercelular, care este o zonă foarte importantă din corpul nostru. Din punct de vedere anatomic e foarte importantă, chiar dacă este de nivel de microni ca și dimensiuni. Dar raportată la volumul corporal înseamnă 60%. Dar nu asta face spațiul intercelular cel mai important, ci faptul că el e traversat de vasele mici de sânge. Acele vase, capilare, arteriole, venule, care ajung în vecinătatea celulelor și care, de fapt, hrănesc direct celulele și preiau din celule tot ce înseamnă elemente care trebuie eliminate. Iar aceste substanțe traversează acest spațiu intercelular. Și toate mecanismele acestea care încearcă de reglaj fin a dezechilibrelor se manifestă întâi aici, în spațiu intercelular. Și atunci aparatul ne arată, la nivel de spațiu intercelular, pe fiecare țesut al corpului, pe fiecare organ, prin codificare în culori, pentru mai ușoară înțelegere a pacientului și prin valori foarte precise, de natură electrică, de natură hidrostatică, osmotică, fiziopatologică pentru medic, care sunt dezechilibrele, cât de mari sunt. Iar medicul, cu, bineînțeles, cunoașterea lui, pentru că nu poate oricine să folosească această metodă, trebuie cunoștințe fiziopatologice, interpretează în contextul general al pacientului dacă acele tulburări funcționale sunt niște tulburări care nu pun probleme sau sunt niște tulburări care ar putea pune probleme în viitor. Dacă aceste mecanisme sunt foarte tulburate și organele apar cu valori foarte modificate, în momentul acela deja sunt semne de întrebare și e clar că acolo e foarte probabil să se întâmple ceva și e foarte important să înțelegem că e esențială echilibrarea informațională, pentru că de acolo ne vine hrana celulară de natură informațională. Dar dacă celulele nu sunt capabile să utilizeze corect această informație pe care o primesc, nu vom obține totuși, așa cum ne dorim, întotdeauna rezultatele perfecte. Astfel încât e foarte important să acționăm și la acest nivel. Cum? Avem metode. Pe lângă aceste metode informaționale care acționează indirect aici, avem metode care acționează direct la acest nivel, cum sunt gemoterapia, fitoterapia, cum reprezintă chiar și metodele alopate în cazuri selecționate și foarte grave, unde acționăm direct pe aceste mecanisme de autoreglaj fiind la nivel celular și facem ca celulele să fie mai receptive la informația pe care o primesc și pe care noi o echilibrăm la nivelul aurei. Este o îngemănare extraordinară între aceste metode și ne ajută pe noi ca medici să avem o viziune de ansamblu, o viziune mult mai exactă și mult mai amplă asupra organismului. Pentru că numai a vedea cum arată un organ
nu ne spune mare lucru. Aș vrea să detaliem un pic ce înseamnă gemoterapie, ce înseamnă fitoterapie, deși majoritatea intuiesc sau deja cunosc acești termeni și știu tipul acesta de terapie, având în vedere că pornim în primul rând de la partea informațională, așa cum foarte bine a spus, prin medicina cuantică. Haideți să trecem că, de fapt, din punctul meu de vedere, totul înseamnă informație, tot ce există în univers. Numai că există un anumit tip de informație care începe deja să se condenseze și automat este acea informație trebuie sintetizată prin anumite substanțe. Sigur. Substanțe generate de plante prin fitoterapie. Sigur. Și așa mai departe. Trebuie să acordăm corpului ceea ce are nevoie, trebuie să-i dăm ce are nevoie. Pentru că în zilele noastre nu primim, nici alimentația nu ne ajută, nici stilul de viață, nu primim ceea ce ne trebuie. Ori plantele vin cu ceva în plus, vin și cu hrană informațională, vin și cu o completare fiziopatologică la nivelul mecanismelor dereglate și dezechilibrate și vin și cu nutrienți. Vin și cu microelemente, vin cu vitamine, vin cu o mulțime de elemente care sunt necesare celulelor pentru a putea fi capabile să reacționeze corect la stimulul informațional. Deci fitoterapia este metoda care funcționează cu extrase din plantă matură, din anumite zone ale plantei, că sunt din frunze, că sunt din flori, că sunt din partea aeriană, că sunt din rădăcini, scoarță și așa mai departe, rizomi. Sunt extrase alcoolice de obicei, dar pot fi și sub formă de pulbere, tabletate sau încapsulate și care vin cu partea matură, așa cum spuneam. Și o diferență esențială față de gemoterapie, gemoterapia lucrează cu părți tinere din plante, care sunt foarte bogate în factori de creștere, în vitamine, mult mai bogate decât planta matură. Sunt enzime, sunt factori de creștere, sunt minerale, care au și potențial de îmbunătățire a răspunsului celular, mai mare decât al unei plante mature, pentru că e vorba de o plantă în creștere. Iar aceste gemoderivate nu sunt numai niște extrase hidroalcoolice, sunt hidroalcoolice glicerinate, care sunt și diluate și dinamizate pe criterii homeopatice în decimala 1, deci pe scară de dinamizare. Deci sunt undeva cumva la zona între homeopatie și fitoterapie, dar de fapt reprezintă o metodă distinctă. Și ele acționează predominant și preponderent pe funcția celulară, așa cum spuneam. Iar pe funcția informațională avem biorezonanța, avem homeopatia, avem terapia florală Bach, avem terapia cu câmpuri luminoase pulsate, care acționează foarte interesant, da? Poate cu altă ocazie o să discutăm despre asta. Avem terapia cu tabletele impregnate informațional cu aparatul de biorezonanță care merg țintit la problemă. Deci e o combinare minunată de metode și diagnostice și de tratament. Ceva ce medicina clasică singură nu poate realiza. O să vă mai dau un studiu foarte interesant, făcut, bineînțeles, tot în Statele Unite, pentru că ei cam sunt lideri în acest moment. Cercetarea costă foarte mult și, din păcate, noi în România nu dispunem de resursele financiare necesare. O companie foarte mare, nu știu dacă pot să, dar nu are legătură cu domeniul medical, dar mă rog, o companie foarte mare din Statele Unite a vrut să facă o testare pentru toți angajații pe care îi avea la servici. Deci nu vorbim de cei care erau bolnavi, erau cei care erau la job în momentul respectiv. Și au fost testați aproximativ 30.000 de salariații firmei respective cu ajutorul medicinii integrate ScienceMed. Dintre aceștia, aproximativ 20% s-au găsit cu dezechilibre la nivel energetic și celular. Și li s-a spus, în următoarea perioadă de o lună de zile veți face afecțiuni pe zonele respective. Practic s-a făcut o predicție, dacă doriți. Deci, repet, oamenii aceia nu aveau nicio... erau, din punct de vedere a medicinii alopate, erau perfect sănătoși. Vreau să vă spun că din cei care li s-au prezis anumite afecțiuni, peste 94%, deci aproape toți, au făcut în mai puțin de o lună afecțiunile respective. Deci acest studiu a demonstrat faptul că acest dezechilibru a fost instalat la nivel energetic și la nivel celular, cu certitudine într-o perioadă scurtă de timp, duce și la o afectare la nivel organic. Deci, practic, în momentul acela s-a îmbolnăvit pacientul și a devenit un pacient, să spunem, pentru medicina alopată, în momentul în care a ajuns la nivelul organic. Asta dovedește faptul că dacă, și asta ar fi idealul pentru noi, dacă am reuși, teoretic, să scanăm toți oamenii de pe planetă, am putea să nu mai avem niciun fel de boli pe planetă, pentru că am putea interveni în stadiile incipiente, deci când apar primele dezechilibre la nivel
celular și la nivel energetic, am putea să acționăm acolo, să oprim declanșarea bolii și n-ar mai exista boli. Dar deja există o premisă, deja am început. Da, din păcate, exact ce spunea și doamna doctor, la noi în România nu există această mentalitate de prevenție. Deci prevenția este tratată într-un mod Da, dar prin educație, eu zic că dacă s-ar modifica un pic sistemul de învățământ și educația... E mult de lucru. E un proces de durat, într-adevăr. Noi, în acest moment, cu ce ne confruntăm? Ne confruntăm, în general, cu cazuri foarte grave. Deci oameni extrem de bolnavi, bolnavi cronici, oameni care pe românește au terminat toate clinicele de medicină alopată din România și nu li s-au rezolvat problemele de sănătate și apelează la noi, să spunem, ca la ultimă soluție. Rezultatele sunt spectaculoase. Pentru noi, într-adevăr, e o muncă foarte grea. Deci gândiți-vă că nu cred că există în România spital sau clinică unde să stea pacientul 2 ore și jumătate cu un medic. Eu nu am auzit să existe. S-ar putea să fie, să nu știu eu. Doar în intervenții chirurgicale, dacă ne-a adormit. Dar în momentul în care ajunge la noi și în 2 ore și jumătate îi se face această diagnosticare foarte precisă și se dă și acest tratament personalizat și chiar se ține de treabă, că și aici depinde foarte mult de atitudinea pacientului, dacă el nu vine să-și facă ședințele de armonizare energetică, dacă nu-și ia tratamentul, nu putem, nu suntem vrăjitori. Deci dacă el nu urmează pașii indicați, tratamentul pe care îl recomandăm, e clar că rezultatele nu pot să apară. Dar printre cei care urmează acești pași, vă spuneam la începutul emisiunii că rata de succes a medicinii integrate Science Med este 82% în acest moment pe plan mondial, iar noi în România suntem un pic peste. Deci noi din 2009 până acum suntem undeva pe la 85%. Deci gândiți-vă că avem, bine, nu poți să ai 100% rată de vindecare. Deja este o misiune imposibilă, dar să ai 85% față de 37% cât sunt cifrele oficiale ale OMS-ului, Organizația Mondială a Sănătății, cei care monitorizează la nivel global, să spunem, starea de sănătate, e un salt calitativ important, foarte important. Și noi avem, chiar la început am luat-o ca pe o glumă, dar să știți că nu e o glumă, noi spunem că dacă în România noi nu putem ajuta un pacient, sigur nu poate să-l ajute nimeni în România în acest moment. Dar vreau să vă întreb un aspect. Sunt persoane care sunt reticente, care vin, știu eu, de mână cu un prieten drag sau cu o rudă care crede în aceste metode, da, de reechilibrare și de vindecare, dar însăși omul în speță, în cauză, nu crede, este reticent. Ați observat asupra lui funcționează aceste metode? Da. Dacă el nu crede, zice, hai să încerc și pasta, la maniera asta vine. Hai să încerc și pasta sau vin de gura mamei că a insistat. Cum funcționează, deci este o metodă reală. Deci funcționează indiferent că tu crezi sau nu crezi. Important este dacă faci ceea ce ți se spune. Deci în momentul în care ai fost convins în cabinet și ai văzut că medicul stă cu tine de vorbă și îți explică, gândiți-vă câți medici explică ce se întâmplă. Cât stă un medic cu un pacient? Este foarte important. Pacientul simte că tu ești aproape de el, că rezonezi cu el și că vrei să-l ajuți. Și foarte mulți vor lua tratamentul pe care îl dă. Chiar dacă au venit reticenți, își schimbă atitudinea. Sigur că există un procent de care aici e riscul, că dacă el nu crede, unii dintre ei nu vor lua tratamentul, dacă s-a dus cu forța. Dar nu că nu funcționează, pentru că cei care încep să ia tratamentul au rezultate. Deci sunt și această categorie și sunt destui. Uneori există acea barieră pe care omul o creează el însuși. Absolut. Și prin, creează un câmp informațional de barieră. Sigur. De negare. Pentru că de multe ori sunt situații, puține, dar sunt situații în care omul este atât de intoxicat cu mentalități din astea limitative, încât își pierde speranța, credința. Da. Și automat spune, lasă, nu mai am nicio șansă de acum. Da? Și automat el creează o undă care respinge. Negativ. Că discutăm și despre o diagnosticare și vindecare informațională aici. Da. Există, dar un procent foarte mic din cazuri. Iar dacă el vine la ședințele de echilibrare și începe să ia tratamentul, lucrurile astea încep să se schimbe. Pentru că aura începe, ochii lui rezultatele. Și începe să se curețe aura. Nu știu să vă spun din ghilimele. Ca Toma de credincioasă, a pus și până la un coleg din străinătate spune, pacienții mei favoriți sunt cei care vin scepticii. Sunt pacienții favoriți, pentru că aceia îi vezi deodată că zic, domne, nu mă așteptam la așa ceva, e incredibil.
Deci ăștia sunt... Să vă dau un exemplu foarte interesant apropo de persoanele care vin reticente. În general, sunt oameni care vin la început foarte reticenți, dar pe măsură ce văd rezultatele. Spuneam că noi în cursul ședinței inițiale îi administrăm pacientului tratamentul homeopat și reluăm după aceea la un sfert de oră determinările pentru a vedea rezultatele. În momentul în care omul vede cu ochii lui că s-au schimbat, că e o reprezentare grafică, că s-au schimbat culorile, că lucrurile chiar s-a întâmplat ceva și a dat seama că acel remediu, chiar că el poate nu simte imediat o îmbunătățire, că nici nu ai cum să simți într-un sfert de oră o îmbunătățire, dar vede că acel remediu funcționează, are efecte și capătă foarte multă încredere. Deci venim cu probe, venim cu dovezi. Sigur, sunt un procent de oameni care, asta indiferent ce le spui și ce le arăți, rămân sceptici. Poate. Probabil aceștia sunt cei care, din acest motiv, nici nu reușim să ajungem la 100% rata de vindecare. Probabil, dacă toți pacienții ar crede în această metodă și ar fi cooperanți, ar lua tratamentul, probabil procentul acesta de vindecare ar fi mai mare. Dar să știți că și cei sceptici obținem rezultate foarte bune cu ei. E adevărat, cei care cred în aceste metode și au o deschidere, deja e un mare avantaj. Important e că majoritatea se convinc că e dincolo de placebo. Adică nu e vorba de o chestie de credință prin care tu crezând... Dovezile statistice arată că nu-i placebo. Exact. Da? Dar vede cu ochii lui, deci indiferent ce îi spunem noi. Știți că românul nostru este mai greu de convins, dar în momentul în care el vede cu ochii lui faptul că la un sfert de oră după administrarea remediului apar modificările și vede el. Și întreabă unii dintre ei, și cum, adică bombonelele alea pe care mi le-ați dat au făcut asta? Da, bombonelele acelea, și bineînțeles că urmează din nou explicații, adică primesc foarte multe explicații oamenii. Asta este important, dialogul. Foarte important, aș vrea să vă întreb, cum ați făcut pasul de la medicul de medicină alopată la... Tot timpul am simțit că lipsește ceva din pregătirea mea. Și pasul a fost făcut în momentul în care, în specialitate fiind, în clinică mare din București, și în care am învățat foarte multe lucruri și o clinică foarte serioasă, nu reușeam să punem diagnostic pacienților, deși erau foarte bine investigați și cu seriozitate, nu reușeam să tratăm automat, pentru că dacă n-ai etichetă pe om, nu poți să dai tratament în medicina clasică. Și atunci întrebarea mea, care m-a neliniștit tot timpul, a fost, dar de ce învățăm atâta și nu reușim? Totuși, nu mi se pare în regulă, ce se întâmplă? Și atunci am început să caut soluții, am început să încerc să înțeleg și altceva. Mai există oare și altceva și nu știu? Și am aflat că mai există și altceva ce nu știam, ceva foarte mare ce nu știam. Foarte mult, pentru că, deși medicina în sine este o știință și o artă foarte dificilă, ceea ce facem noi și ceea ce se face pe lângă medicina clasică înseamnă mult mai mult de atât. Și, în primul rând, înseamnă o implicare sufletească alături de pacient. Fără lucrul ăsta, nu cred că putem obține rezultate. Da. Nu putem. Deci, a fost o necesitate pe care și am simțit-o. Și în urmă, cu cât timp ați făcut acest pas? Pasul ăsta? Nici mai știu câți ani sunt, vor fi 20, cam așa cred că sunt, cam 20 de ani. Deci am început cu homeopatia, am continuat cu fitoterapia, apoi am aflat de celelalte metode, am învățat biorezonanța, terapia florală Bach, toate au venit ca ceva ce s-a impus, adică am simțit că trebuie, sufletul meu cerea așa ceva. Și cere în continuare, adică sunt convinsă că lucrurile pot fi duse mai departe, sunt convinsă că putem face și mai mult de atât. Credința asta a mea e foarte importantă și cred că dacă o transmitem și pacienților, e minunat, și doctorii noștri transmit lucrul ăsta pacienților. Și altfel n-am putea reuși. Remarc că vorbiți din suflet și nu din minte, se simte acest lucru. Una așa este experiența trăită și cunoașterea venită prin acea trăire revelată, decât neapărat teoretizată, cea mentalizată. Mentalizată. O exact. Și mentalizez, pentru că omul de știință din mine a căutat tot timpul explicații și vreau să știu întotdeauna ce înseamnă. De aceea am și tendința să explic foarte mult pe parte științifică. Și e foarte important pentru mine că există baze științifice pentru ceea ce facem. Vă mulțumesc pentru participare. Sper să ne revedem curând și să aduceți la cunoștință, să informați pe telespectatorii noștri cu toate metodele în detaliu, tot ceea ce dumneavoastră reușiți să dăruiți. Și dumneavoastră, vă readuc aminte, amintește-ți cine ești și astfel lumea este schimbată. O seară bună!